Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Train Simulator, România. CFR Călători cu plecare din Băile Tușnad spre Brașov. De data aceasta, sperăm noi să avem parte de un scenariu relativ ok și fără evenimente neplăcute. Așa că trecem direct la treabă, că e cu timp din ce am observat și nu vreau să o gafez din prima, așa că mai gafăm noi pe parcurs, e altceva. Încercăm să fim în timp. Nu ținem neapărat să luăm toate bifele. Ai că da, păi cum bă să spui să plec dacă nici n-am pornit locomotiva? Interesant. Trebuie să fac presiune, bobiță. Nu mă grăbi. Da, eu știu care e faza. Am dat drumul la uși să urce pasagerii și de asta. Că normal, normal și normal, noi trebuie să ajungem acolo la 20:59 la Big Sadu. Deci avem timp. Logic, da. Tipic. Hai să vedem dacă avem presiunea. Nu avem. Așteptăm. Așteptăm. Hai, hai, că trece și de 6 bari imediat. Avem timp oricum. Avem undeva la 6 km și ceva până la Big Sadu. Cam suntem liberi. Dăm drumul și la încălzire în tren. Să-i dăm drumul, zic. Douăzeci cincizeci, așadar, 21:09 fără 10. Trebuie să ajungem, așa cum spuneam, la 20:59, adică 9 fără un minut.
Încă e lumină. Asta e bine. Dar credeți-mă pe cuvânt că nici noaptea nu-i urât. E interesant. Am recuperat din timpul întârziat cu plecarea din gară, din Băile Tușnad.
E un pic de așteptat, nu prea mult, dar da. Prindem și noi farul central. Thank you.
Nu prea se aude goarna asta din interiorul locomotivei. Da, credeți-mă că o dau, adică nu mă uit. Ah, un pic acum, hai să zicem. Doi kilometri până în stație. Din ce în ce mai întuneric, dar îmi place. Avem și un pic de zonă neutră.
limita e de 70 de km la oră pe acest tronson. Undeva la 6 km până în următoarea stație. La 9:22 ar trebui să ajungem acolo.
Limitare de 60.4 km. Thank you.
Din păcate aici mi-arată că s-au deschis ușile, dar de fapt nu s-au deschis. Nu știu care e faza. Da? Ia uitați. Da? Dar el a primit bif. Mai avem cam 3 km până stație.
Ia uite-l, bă, pe Ovi Stângaciu, face poze. Limită de 100 de km la oră, deci liber.
Alo, colegule. Ce nu am avut în scenariul ăsta e traficul. Absolut deloc. Nimic, nimic, nimic. Pentru cârcotași, vedeți, da? Avem bifele acolo. Dar nu mă țin neapărat să le fac, adică, na. Mă interesează jobul în sine, tura în sine. Asta nu... Ai, Doamne, că până la urmă și în realitate trenurile mai au întârzieri sau... Mai sunt probleme. Brașov venim. Ia uite, motociclist.
Ia să vedem că o stație de aia mică asta. Astea stații cu probleme. Dacă nu oprești cum trebuie, îți dă X. Hai, 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 mai în față, mai în față. Cam atât. Da, da, mi s-a întâmplat, nu odată, de mai multe ori, să opresc altfel decât acum și X, pentru că nu se deschid ușile. Da, am mai spus chestia asta și în alte scenarii, n-am să înțeleg niciodată de ce nu se pune un spawn din ăsta de oprire pe mai mare, mai lung. În fine, suntem gata de plecare. Se dă drum. Le ducem la 65, e aici un pod unde sunt probleme. Ne apropiem de prejmer, reducem.
Încă o zonă neutră. Ia să vedem. Hai bă, că ne prișepem. Înșet, înșet. Încet, încet ne apropiem de Brașov.
Hai că aici iară e cu skepsis. Aici trebuie să oprim iarăși și într-o parte și în alta și... E meserie ce vorbim. Îmi place mie maxim când se întâmplă faze de astea. N-am să înțeleg niciodată, dar în fine. Da, vedeți că se încarcă iarăși, adică e ok, dar nu prea vrea să deschidă ușile. Sau le-a deschis, dar în spate. În fine. Era ok ca ambele perioane se deschidă și în partea aia, nu? Da, în fine. E bine, chiar și așa. O lumină adevărăciune, ia uitați. Alta pavilion Brașov Triaș. Suntem gata, putem să plecăm. Bun, și ultima stație, Brașov, linia 6, 37 minute, avem toate bifele, dragii mei, cu toate că a fost și un scenariu cu timp și, na, stațiile astea care, na, nu prea îs pe placul nostru. La cât trebuie să ajungem? 22-23, câți kilometri? Ajungem mai devreme decât... ne doream. Da. Bă, n-a fost un scenariu rău. N-a fost un scenariu rău. A fost interesant. Mie mi-a plăcut că a fost pe timp de noapte. De mult n-am mai jucat pe timp de noapte. Da. Și plus de asta a fost lejer cu timpul. N-a fost chiar atât de grav. Locomotiva a fost ea din depoul Timișoara, dar chiar și așa și-a făcut treaba. Limitare de 30 așadar, care duce viteza.
Uite așa am ajuns noi și în Tata Brașov. Da. Un pic de lăguleț. Bă, sincer să fiu, dacă când dau pe pauză, credeți-mă pe cuvânt că am peste 40 FPS-uri. Adică când nu înregistrez, dar în momentul când înregistrez, consumă resurse. Asta e, ce să facem. Dragii mei, atât a fost pentru astăzi. Bă, stai așa să dăm drumul și noi la pasageri. Cam uitat de ei. Ne întâlnim data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați de share și bineînțeles să vă abonați. Aștept și comentariile voastre. Rubrica vă stă la dispoziție. Vă răspund inopinant. La revedere. Numai bine.